G24, SRI desecretizează documente din dosarul Revoluției Române. Decizia a fost anunțată de directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helvig, care spune că fosta securitate a contribuit la violențele de după 22 decembrie 89. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, ne aduce acum în direct toate detaliile. Vali, bun găsit, ai legătura. Bine v-am găsit. SRI a desecretizat în total 13 volume. Este vorba în mare parte despre documente ale fostei securități, dar și despre acte ale Serviciului Român de Informații semnate în anii de după Revoluție. Practic, odată cu această decizie pe care a luat-o conducerea SRI, toți oamenii vor putea să citească documentele securității și să afle cât de mult au fost implicați ofițerii în producerea atacurilor sângeroase din decembrie 1989. Documentele vor putea să fie citite la arhivele naționale. Oricine poate să facă o cerere de studiere a dosarului. Inclusiv directorul SRI, Eduard Helvig, și vedeți în momentul de față declarația acestuia. El a spus că fosta securitate a fost de vină pentru uciderea sute de oameni și rănirea a altor mii. Informațiile declasificate de către SRI sunt și la dosarul care se află acum pe masa judecătorilor. Dosarul Revoluției a fost retrimis în judecată în luna august, după ce procurorii au fost nevoiți să îl refacă. În această anchetă sunt inculpați fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și fostul șef al aviației militare Iosif Rus. Valistan, mulțumesc. Domnul Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de externe, e acum alături de noi la Digi24 pentru a comenta această informație. Vă salut, bună ziua, domnule Cioroianu. Bună ziua, bună ziua, cu mare plăcere, mai ales că e o veste bună totuși, în prag de sărbători. E fără precedent ca un șef al Serviciului Român de Informații să vorbească despre vinile asumate ale fostei securități. E de vină pentru crime, spune actualul șef al SRI. După 33 de ani, iată, vorbim de o transparență. E o transparență totală sau una simulată și trebuie să fim prudenți? Nu e simulată, dar în același timp nu este una totală, să ne înțelegem. Este vorba de un fel de aducere la zi a unei traume comune pe care o avem cu toții, pentru că ne întrebăm în ce măsură această instituție, Direcția Securității Statului, fosta securitate, în ce măsură a fost implicată în reprimarea Revoluției din decembrie 1989. Câtă vreme întrebarea există, e legitim ca actualul Serviciu Român de Informații, SRI, să încerce o depărtare de acel trecut, să încerce o separare a apelor. Și din acest punct de vedere, cred că desecretizarea acestor documente e de bun augur, pentru că înscrie SRI-ul în rândul instituțiilor statului român care trebuie să facă parte din societatea civilă, oricât de paradoxal ar suna. Dar ei trebuie să servească societatea civilă din România. Ori desecretizarea unor documente, ca profesor de istorie, eu o apreciez. Domnule profesor Cioroianu, asistăm la o perestroică în serviciile secrete românești? Nu cred că acesta e cuvântul. Perestroica la noi s-a produs de mult, adică reformarea în sensul acesta prim al cuvântului. Reformarea s-a produs de mult. Sunt multe diferențe între SRI-ul actual și fosta securitate a statului și ar fi ingrat din partea noastră să nu recunoaștem acest lucru. Pe de altă parte, sigur că sunt multe întrebări legate totuși de această Revoluție Română. Adică aceste întrebări și culmea, președintele Iohannis cred că spunea ieri acest lucru, aceste întrebări și aceste enigme și aceste dileme nu fac decât să crească durerea și trauma și frustrările multora dintre noi, nu numai cei care și-au pierdut membrii familiei, dar și cei care cercetează astăzi. Să știți că noi avem probleme mari cu legea arhivelor din România. Și aici, iată, profit de acest moment pentru a spune că poate din partea SRI-ului actual să primim un ajutor, pentru că legea arhivelor în momentul de față nu prea încurajează cercetătorii onești care doresc să elucideze acest trecut recent.
Pe de altă parte, domnule Cioroianu, știm bine, dosarul Revoluției din 89 e de 33 de ani, iacătă, astăzi, în zilele astea, fără sfârșit. S-a tot plimbat între parchet și instanțe, finalmente, în noiembrie anul acesta, dosarul Revoluției a ajuns la Instanța Supremă. După dumneavoastră, cine a obstrucționat acest dosar? 33 de ani, repet. Ca să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, personal am convingerea că acest dosar este tergiversat în ideea ca simpla derurare cronologică a timpului să scoată din prezent oameni care au participat la acel eveniment. Deci asta explicație nu o am, dincolo de faptul că se așteaptă schimbarea generațiilor. Odată schimbate generațiile, cum se știe, nimeni nu e de neînlocuit, toți suntem pieritori. Ori, după ce personaje principale din acele evenimente vor ieși din scenă, vom afla din ce în ce mai multe detalii. Piesele de ansamblu se cunosc de acum, dar cred că esența acestui proces este aceea de a aștepta ca anumite personaje să iasă din scenă, ca să fiu mai deschis. Nu le dăm numele, că le știe toată lumea. Mulțumesc, domnule profesor Cioroianu. Despre desecretizarea documentelor din dosarul Revoluției, decizia anunțată azi de directorul SRI, fără precedent, el spune că fosta securitate a contribuit la violențele de după 22 decembrie 1989. Mergem mai departe.